Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show! Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit, dragi telespectatori, sunt Adi Rusu și de la această oră vă invit în Țara Mea, locul în care puteți descoperi lucruri despre care nici nu știați că există. Vreau să-mi fac astăzi o cafea și sper să mă descurc, dar sigur am venit aici la Vivo Baia Mare, la Burger Box, pentru a lămuri niște lucruri. M-am întrebat adeseori ce facem când vrem să mergem să mâncăm undeva. Mai exact, unde mergem să mâncăm? Ce loc alegem? Alegem un restaurant? Este foarte greu să spui ce e cu fițe. Unii spun, domnule, eu mă duc acolo că sunt fițe. Nimeni n-a definit încă fițele în alimentație. Mi s-a întâmplat și când mă duc la o piscină să spună, noi nu mergem acolo că e de fițe. Adică dacă e curat, e bine și e frumos și poate e un leu mai scump, e de fițe. Încercăm să lămurim aceste lucruri. Vreau să mai... Vorbim și de câteva mituri în alimentație, am auzit fel de fel de lucruri, că dacă mănânci fiert ți se întâmplă asta, dacă mănânci copt se întâmplă altceva, dacă mănânci legume congelate sunt nu știu cum, dacă alea proaspete e altfel, dacă mâncăm în friteuză, dacă nu în friteuză, dacă e pe grătar, ba ne îngreșăm, ba nu ne îngreșăm, ba e sănătos, ba e nesănătos. Despre toate acestea o să vorbim cu un foarte bun amic al meu, o să ne dea și câteva idei despre ce am putea mânca să ne fie bine și să, sigur, totdeauna ne gândim la prețuri. Așadar, hai să-mi fac o cafea. Mulțumim! Bine ați venit! Salut! Te salut! Gazda noastră ne primește astăzi aici la Burger Box să vorbim despre tot ceea ce v-am spus. În primul rând vreau să-mi fac o cafea. Să te descurci. Hai să vedem ce avem aici, ce aparatul ăsta. Este un aparat foarte performant. E NES? Se poate face NES? NES cred că în spate. NES nu face. Chiar așa la nivelul ăla de performanță nu a ajuns să facă cafea NES. Este o cafea care face o cafea foarte bună de specialitate. Pe care lumea din mall și cei care vin deja au început să o aprecieze foarte, foarte mult. Hai să vă dăm aici un pachet. Punem aici microfonul. Ce cafea asta? Este cafea din Guatemala. Mamei mele i-ar plăcea cafea asta. Siguranță. Cum costă? Se poate spune? Da. Cel puțin 100 de lei kilogram. N-au ziariștii bani să bea cafea de asta. Deci nu. Dar eu rămân la mesul meu, dar se poate bea o cafea foarte bună aici. Mă pun eu să-mi fac un nesuc. Pentru că de obicei obișnuiesc să vin cu cafeaua de acasă, dacă ca să n-am surprize că nu beau. Ok, mă ajută. Când am fost în Egipt, am învățat pe cei de acolo să bea Nes cu suc, Nes cu apă minerală și au fost foarte impresionați. Haide, te rog, la loc. Până fac eu cafeaua, poate bea și de cafea cu noi, ca să-ți mai dispară din emoții. Nu? Să prepar chiar eu, nu? Da. Vreau să vorbim puțin despre tine, despre acest business. Cafea a mea e mult mai simplu de făcut. Daniel are ceva de lucru. Sigur, putem începe discuția. Altfel e să discuți la o cafea și pe stomacul gol, bineînțeles, deocamdată. Daniel, un drum interesant. Ai fost mai întâi pastor. Și să te regăsim sau să te regăsească prietenii, cei care te cunosc, ca și om care oferă tot o hrană, înainte o hrană spirituală, acum o hrană pentru fizic, dar interesant, un parcurs anevoios, poate ar trebui câteva emisiuni pe treaba asta, ca și morală de viață, dar interesant cum după fiecare eveniment nefast, greu, a fost cel mai negru episod din viața mea, că a trebuit să renunț la pastorație din greșeala mea. Dar în viață, dacă ridici capul sus, nu te lași doborât de evenimentele care
te-au pus la pământ, se nasc noi oportunități. Și eu am o vorbă că Dumnezeu are pentru noi mai multe oportunități ca oameni decât oameni existăm pe pământ. Așa că întotdeauna se nasc noi și noi oportunități de a te reinventa în viață și de a descoperi noi șanse să mergi mai departe, să te dezvolți și să refaci viața chiar din dărâmăturile pe care chiar tu ți le-ai făcut. Viața are ingrediente, să spunem așa, din care poți construi un burger, un meniu, o altă viață până la urmă. Exact, da. Cumva, dacă e separat ingrediente, dacă iau numai episodul de început în pastorație, a fost genial, super savuros. Cum a fost? La ce vârstă? La 25 de ani. 25 de ani, un pic prea devreme. Acum, așa a fost atunci vremurile, acum după 30 de ani deja gândești un pic altfel. A fost frumos, a fost un vis care a devenit realitate din adolescență, asta mi-am dorit să fac toată viața. Și din păcate probabil că uneori când ajungi vârful piramidei și ai succes, poate la o vârstă fragedă nu știi să administrezi bine succesul. Și atunci greșești. Da. Apropo de ce spuneai de prea devreme, am citit un interviu cu actorul Adrian Pintea. După ce a murit, l-au dat, nu știu, colegii de la o televiziune națională, în care spunea că singurul mare regret al său este că a iubit prea intens și prea devreme. Da, o afirmație care poate în context poate căpăta alte valențe. Da, cred că da, unele lucruri sunt prea intens, prea devreme și administrarea emoțiilor în anumite situații nu ai, sau inteligența emoțională încă nu ai dezvoltat-o așa de bine la o anumită vârstă. Deci pot să-i dau dreptate, prea devreme și prea intens. La ce vârstă se ajunge pastor? Tu cum ai ajuns? Bănuiesc că n-a fost ca și un examen la școala de șoferi. Nu. Acum, nu există neapărat o vârstă. Există anumite, bine, nu știu cât de mult putem intra în detaliile astea. În neoprotestantism, unde fac eu parte, ai posibilitatea să deschizi o parohie mult mai, într-un fel, mult mai ușor decât în bisericile tradiționale. Deja fiind implicat de mulți ani, din adolescență, la 14 ani deja eram implicat în comunitate, în proiecte, în tabere de vară, în proiecte sociale și tot felul, concerte. Deja aveam un grup cu care... Acte de caritate. Acte de caritate. Nu a fost, niciodată n-am făcut prozelitism, mulți se interpretau așa, dar nu, era efectiv ceea ce noi ne doream pentru societate, comunitate și ne implicam cu cum știam noi mai bine. S-a format deja un colectiv, s-a format o echipă, fiecare avea în mediul nostru religios o chemare și ne-am creat așa o echipă foarte tare și vedeam fiecare pe ce departament e bun și uite așa ne-am închegat ani de zile și după am zis hai să mergem mai departe în viziunea noastră și să deschidem o biserică. Am deschis biserica și a fost foarte ok, foarte frumos, un episod care din păcate încă nu m-am desprins, nu m-am eliberat de trecut ca să pot să mă avânt mai tare în viitor. Da, pentru mine, care nu știu absolut nimic de lucrul ăsta, am deschis o biserică, mi se pare așa. Ca și cum am deschis. Wow, exact. Da, sună un pic mecanic și artificial, da. Adică am deschis, alții folosesc cuvântul am plantat, în sensul că până la urmă e o sămânță, am plantat-o, crescut, am deschis. Adică procedeul bănuiesc că nu e simplu. Nu e simplu, nu e simplu și nici nu o să intru în detaliile. Sigur nu ne interesează, decât vrem să vedem parcursul tău. E destul de simplu, în sensul când... Adică un grup de tineri s-au desprins din biserică, să spune, și au făcut ei o biserică, unde tu ai fost pastor, da? Da, eu am fost liderul principal, care coordonam și păstoream efectiv, eram implicat în tot ce înseamnă să fii slujitor al altarului, de la consiliere, de la organizare până la predică și mentorarea celorlalți, creșterea liderilor, implicarea în tot ce înseamnă o parohie. Dar să până trecem noi la ceea ce ai făcut aici, te mai întreb, biserica, în genere vorbind, este implicată până la urmă în viața noastră de zi cu zi? Sau e suficient implicată? Eu cred că nu e suficient implicată, dar este foarte implicată. Dar se poate mult, mult mai bine. Mult, mult. Și mult mai mult.
Dar este implicat. Din păcate, vorbea din aur din niște mituri în alimentație. Există niște mituri și în ce privește biserica. Se prezintă în mass media, în presă, doar anumite exuberanțe pe care le au preoții sau slujitori ale altarului sau pastorii mașinilor. Dar, în același timp, sunt oameni de foarte mare calitate și oameni cu o inimă incredibil de mare și chiar hăruiți în direcția asta și care se implică foarte mult în societate, lucruri pe care nu le prezintă, că nu, e chiar și-o asuma și-o însușit învățătura pe care o și predică mulți dintre ei, fă nascuns o grămadă de lucruri și biserica face nascuns, nu totdeauna se promovează, este când se promovează, dar este când nu. Eu cred că e implicată, dar cu siguranță se poate mult mai bun. Dar, din păcate, un pic biserica s-a prea-instituționalizat și indiferent de ce biserică vorbim, că vorbim de biserici tradiționale de 2000 de ani sau de biserici mai tinere, deja sunt prea-instituționalizate și un pic deja au devenit o birocrație și suntem așa de focusați pe brand, pe biserica noastră, pe ce se întâmplă în parohia noastră și uităm că, de fapt, totuși suntem într-o societate la care, în viață căruia trebuie să ne implicăm și pe care trebuie să o ajutăm, să o păstorim. Sigur, de curând, actualul papă a șocat lumea când a spus că raiul e o metaforă, iadul de asemenea. Este interesant unde se îndreaptă până la urmă credința, biserica, unde se îndreaptă oamenii care cred, dar acesta este un alt subiect. Iată că de la altar se poate și la burger și la, nu știu, sunt anumite meniuri pe care nu pot să le pronunț, că nu stăpânesc limbi străine. Mă chinui uneori și în limba română. Îmi iese de cele mai multe ori. Dar bun. Mall-ul este cel mai frecventat loc. Este clar acest lucru. Oamenii vin aici să-și facă și cumpărături și pentru divertisment, pentru relaxare. Sigur, mai spun unii mai bătrâni, venim aici că e răcoare. Vara, în apartament e cald și iarna e mai cald decât în apartament. Dar e un loc unde găsești de toate sau foarte multe lucruri. În zona fast food, de ce aș alege eu Burger Box? E complicat de cele, chiar folosea din nou expresia că vin mall și găsesc de toate. Probabil că noi suntem așa de obișnuiți cu de toate încât preferăm alte produse cu de toate. Noi nu avem toate produsele cu de toate, noi avem produse care conțin ce trebuie. Și aș alege produsele, un burger sau un steak pe care noi îl promovăm acum și care prinde foarte bine, pentru că folosim carne pe bune, condimente alese pe sprânceană, avem un producător autohton care ne furnizează o carne de extraordinară calitate, am avut și posibilitatea să fiu acolo, să văd procesul, suntem foarte inclinați înspre a achiziționa cei mai calitate. Urmăriți de unde vine? Urmărim de unde vine și materia primă, exact. Și asta vorbim de carne, vorbim și de celelalte produse, da. Suntem parteneriate bune și alegem ce este mai bun. De ce să alege? Pentru că neavând de toate produse, de exemplu un burger, nu are de toate. Deci nu găsești în el... Eu nu-l pot face acasă. Niște spaghete pot să fac, pot să fac niște cartofi, pai, o ceafă de porc. Poate și acasă, face foarte simplu. Da, ai luat un pic de... Și ce simplu e să faci o emisiune? Nu. Crede-mă, e același lucru ca și cu burger. Da, nu știu ce să zic. Probabil că s-a văzut lejeritatea cu care ai venit aici și eu eram panicat, la fel cum o să fiu lejer că nu să-ți prepar un burger, n-am nicio treabă. Eu o să fiu mai lejer, că abia aștept să-l termin. Deci vorbim de acasă, un burger se poate foarte, foarte, foarte simplu, depinde ce carne vrei. Dar n-am chef, e duminică și vreau să mănânc un burger aici. O să-ți-l prepar. Dacă le fac toate acasă, pleci și tu acasă, pleacă toată lumea, ne uităm la film acasă, nu mai venim la cinema. Uneori dau bani mulți să vin la cinema, cu toate că am și un sistem de sunet, și 3D, și un film foarte bun, dar uneori nevoia de a socializa, de a veni, de a ieși, de a mânca altceva, sau pur și simplu neavând cheful de a găti. Exact. Sau nu-mi iese chiar așa. Apropo de acasă, eu nu înțeleg pe de o parte, dar îi respect foarte mult pe colegii mei din Breazlă, asta acum din noua Breazlă, de antreprenori care suntem implicați în culinar. Hai la noi și mâncă ca acasă. Exact. Nu vreau să... Cum să mănânci un burger ca la bunica acasă? Exact. Zice, bunica făcea sandwich și cu... Exact. Am cartofi proaspăt. Avem și noi cartofi proaspăt, sunt clienți care vor cartofi proaspăt, dar pe de altă parte, când am început să dăm cartofi proaspăt, pe cartofi de ăștia nu lei, cum îi facem acasă? N-aveți așa, gen, mex.
Noi de-aia avem gen mec, exact, foarte bun, sunt foarte apreciați cartofii noștri. Și de-aia, cumva, unii vor ca acasă, unii nu vor ca acasă. Eu cred că dacă se iese în oraș, se iasă pentru socializare, pentru a încerca altceva. Și cel mai ciudat slogan este, te trimitem în concediu ca acasă. Nu vreau, sincer, nu vreau. Acasă stau tot anul sau mănânc acasă. Eu cred că poți să faci burger acasă, poți să faci cartofi acasă, însă ambianța și modul de preparare și tehnicile de montare a unui burger fac diferența și ingredientele pe care le folosești decât acasă. E foarte gustos cel de acasă, cu siguranță, dar când te lași într-un fel pe mâna unui profesionist care știe să-ți-l gătească cum trebuie, te bucuri de savoarea lui. Avem nebunia asta cu îngrășatul. Da. Adică dacă fac acasă în friteuză, nu mă îngraș, dacă mănânc la burger mă îngraș sau la restaurant sau până la urmă, nu știu, depinde modul de preparare. Eu cred că depinde și... Bătrânii aveau o vorbă, atunci când mănânci trebuie să ai gaur în lingură. Deci probabil că simți... Eu nu cred că acasă cei care... Cu siguranță sunt oameni care sunt foarte educați și în direcția asta de a mânca și mănâncă foarte sănătos, dar mulți dintre ei știu că e un trend să mănânci sănătos, dar poate dacă mergi în casa lor, găsești carne înghețată, găsești legume de nu știu când sau mănâncă tot felul de lucruri pe care acum le contextă, dar în seară, în camera lor, în living lor, la film, beau un litru de cola, mănâncă 2 kg de ciocolată și vin și zic că noi nu mâncăm de la fast food sau eu nu sunt genul cu burger, dar mănâncă orice altceva. Deci eu cred că cu îngrășatul, noi nu facem burgeri cum ne-a acuzat cineva, că noi facem în baie de ulei. Deci noi facem exact pe plită, pe grătar, toată care se prăjește doar, nici măcar nu ungem cu nimic, se prepară în sucul propriu. De aceea și nici, nu vorbim nici de grăsime, nu, se prăjește la o temperatură optimă care îți nu numai că îți dă savoare, dar e și sănătos. Adică noi avem carne proaspătă, o prăjim pe grill, cartofii avem și proaspăt, avem salate. Deci, până la urmă, dacă stai să te gândești ce mănânci acasă, cred că un burger, dacă le-ai separat și ți-l pun pe farfurie, mănânci carne de vită, mănânci carne de pui, avem și carne de porc. Și dacă eu ți-aș demonta burgerul și ți-aș pune felia lângă, ți-aș pune carne de burger, ți-aș pune ceapa, salată. E micul dejun de acasă. E micul dejun de acasă, e prânzul de acasă, sub o altă formă. Deci că te îngrași, e vorba de cât mănânci, ce mănânci și cred că și de mentalitate pe care o ai atunci când mănânci. Un mai lămurit, se vede că ai fost pastor, vorbești foarte bine. Tu și pui mâna, faci ceva sau ești doar șef? Eu lucrez tot la cot cu angajații și aici și la acel restaurant din Cluj. Chiar și soția ta, da? Ca și soția mea, de altfel ne pierdem între ei, adică dacă vine cineva și întreabă vreau să vorbesc cu șef, de multe ori am întrebat, e șef aici? Da, 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 mă duc în spate și revin. Da, lucrăm cot la cot, avem 17 angajați și noi vrem să avem o viziune. Așa mulți? Mi se par mult la spațiul ăsta când venim aici, vedem unul, doi oameni. Vedeți numai în față, în spate mai sunt încă 50 de metri pătrați și vorbim și de Cluj cu suma asta de angajați. Sunt mulți pentru programul de mall, acum dacă toți sunt mulți. Da, s-ar putea lucra mai puțin oameni, dar programul, ca să dai și zile libere și să fie o flexibilitate în program și pentru angajați, e bine să fie mai mulți ca să poți să-i rotești. Bun, eu îmi beau cafeaua. Ne pregătești ceva? Ne arăți ceva? Da. Sigur că se filmează. Tu crezi că aici la noi cu... Toată lumea crede că în presă se fac aranjamente. Salută asta cu... Că am dat o mară un pic cu ce am zis cu prăjirea. Cu ce cu prăjire? S-o lași, Alex. Da, că e ok. Bun, hai un pic la bucătărie, da? Să vedem ce mâncăm, cum preparăm. Că mai avem lucruri de povestit. Am eu niște nelămurii cu congelat, cu decongelat, cu legume, cu... O să vedem, hai. Hello. Am intrat în zona de gătit. Sigur, obligatoriu a fost să-mi iau și eu echipamentul. Să vedem cum gătește Daniel. Încercăm să nu stăm foarte mult în drum. Vorbeam noi de legume congelate sau necongelate. Sigur, am văzut un reportaj pe un post internațional de televiziune vis-a-vis de legumele congelate. Sunt câteva firme foarte, foarte mari la nivel mondial care au fabricile efectiv în câmp, adică acolo de unde și culeg foarte repede și se ajunge la un record, să spunem așa, că roșiile, ardeii, gogoșarii de pe câmp ajung 2 ore să fie produse, adică gata, tăiate, preparate, congelate. Eu prefer, de exemplu, legumele congelate din hipermarket pentru că sunt culese la maturitate, adică în momentul în care sunt coapte, decât să cumpăr niște legume care se mai coc, roșiile în frigider 3-4 zile și
Da, prima o mănânc mai verde, a doua mai coaptă și peste 3 zile mănânc roșiile foarte bune. Daniel, cum e până la urmă? Voi ce legume folosiți? Ne folosim legume proaspete. N-am nimic cu legumele congelate, dar în domeniul nostru de activitate n-ai la ce să folosești legumele înghețate. Sunt legume proaspete pe care le alegem și le cumpărăm în fiecare zi. Atât de la producători, în farmă, mai ales acum vine sezonul și chiar avem deja două contracte cu doi maramureșeni care au sere și o să luăm de la ei. Dar în speță luăm de unde găsim să ni se potrivească foarte bine pentru ceea ce noi ne dorim. Roșii mari ne place să tăiem exact la dimensiunea și diametru pe care l-are circumferința pe care l-are burgerul. Deci cam luăm din supermarketuri, din piață vara sau acum de la noi producători cu care suntem. Ce gătești aici? Aici avem un steak, o să fie un steak de piept de pui. E un produs foarte, foarte simplu. E piept de pui ușor condimentat cu condimentele noastre secrete, dar banale, și avem aici ceapă, ardei călit, după ce o să le punem împreună, o să așezăm două straturi de brânză și se numește cheese steak. Aici avem un burger de vită, este din carne Black Angus, pe care o să-l montăm. Deci avem două produse, steak-ul de pui și burgerul de vită. Mă interesează carnea aceea, până o pui pe plită, de unde vine, ce conține? Carnea asta conține carne de vită 100%. Dacă o verificăm pe bune? Pe bune, am și dus la Cluj, chiar a trebuit să ducem la laborator și am dus la laborator, că au fost niște inspecții pe acolo, controle, și are incredibil de banal, două ingrediente, sare, piper. E ca la bunica acasă. Da, carnea cu sare și cu piper. Procesul de gătire, de prăjire și, din nou zic, de montare a burgerului face diferența. Da, e sare, piper, încă din contră. Noi, la bunica acasă s-ar putea să găsești încă foarte mult delicat în multe chestii, aproape în multe chestii, în supe, în sosuri, în orice delicatul ai la casă. Da, e condimentul vieții noastre. Da, ceea ce acolo are o întreagă discuție cu delicatul. Acum amestecăm astea împreună. Steak-ul este un produs nou pe care noi l-am lansat acum, este cel mai nou produs al nostru, dar care a avut un impact incredibil de... Eu mănânc foarte greu la fast food pentru că nu pot să mușc frontal produsul din cauza dinților falși pe care îi am. Sigur, și oricum spune multă lume că mușc destul de bine având în vedere acest impediment. Dar și am înțeles că te-ai adaptat și pentru astfel de clienți, pentru că multe lucruri le servești la tavă, nu în chiflă, nu în baghetă, pentru că poate fi, știi, vine omul la costum, la cravată și dacă dă sosul pe cămașă și se duce în continuare la bancă, da, și își continuă programul de lucru fiind aici în pauza de masă, s-ar putea să fie foarte complicat sau imposibil. Și atunci unele lucruri le facem și la tavă, da? Da, acum și înainte aveam crispy la tavă și chiar erau clienți care cereau burgeri la farfurie. Dar pentru că n-am promovat neapărat ideea, într-adevăr vineam foarte puțin și unul dintre analizele pe care le-am făcut raportat la clienții pe care îi avem și la unele scăderi în vânzări s-a datorat exact acestui fapt. Vin mult, nu vrei să te murdărești burgerul, într-o oarecare măsură creează acest disconfort pentru unii, cade sau mușcă rău, de aceea avem steak-ul care o să avem, îl avem și la chiflă, dar îl avem și la farfurie, avem și altfel de pui la grill care e tot la farfurie, deci cumva o să răspundem și celor care nu pot să muște exact cum spuneai tu. Haideți, desfășurați-vă activitatea în continuare. Să rămână. Bună. Cum e în business-ul ăsta? E soția lui Daniel. Soția mea, Angelica. Da. Îi o mare provocare. Pe urmă o să ne spună Daniel că n-am pus-o pe soția lui într-o lumină favorabilă. Da. E o plăcere, pentru că e una din activitățile pe care le facem zilnic, adică o facem și acasă și atunci E cu adevărat o plăcere. Sunt provocări, pentru că întotdeauna întâmpini neprevăzute, dar ne face plăcere pentru că e ceva ce cu care ne simțim că putem să ne desfășurăm cel mai bine. N-au de nimeni. Gătiți acasă, gătiți la serviciu, adică nu-i prea mult? Aici nu prea gătesc. Aici nu. Aici Daniel e șef. Da, pe șeful mai gătește așa, mai pune mâna? Foarte mult. E plăcerea lui. Deci e chiar plăcerea lui să facă. Și acasă îi place să gătească, dar de când cu burgerul s-a limitat așa doar aici. Acasă ce vă gătește așa când vrea să vă surprindă? Acasă e... Sper că nu zice, iubito, un burger. Nu, ceva mai, nu? Nu, îi plac foarte mult cărnurile. Și cărnurile la cuptor, cam așa. Cam pe
pe partea asta merge, nu cu supe, nu cu verdețuri. Românii deocamdată nu au o cultură gastronomică așa de bogată, chiar nu reușesc să se plieze așa de bine pe ideea de burger. Care sigur, o mâncare americană, dacă o luăm istoric vorbind. Sigur, românii se mai duc și, de exemplu, în Egipt și ar mânca o ceafă de porc cu cartofi paica la noi. De aceea, poate, oricine gătește în România încearcă să facă un compromis. N-am crezut că la un mare fast food mondial provenit din America se vor face mici vreodată. Dar se fac, pentru că în România, dacă nu faci mici, s-ar putea să ai mici supărări din partea clienților. Mici sau supe? Cred că toată lumea încearcă să se plieze pe nevoi și pe cerințe cel mai mult. Dacă se cer salate, se introduc salate. Dacă se cere supă, e în trend. Acum supele creme sunt în trend, salatele. Dar vrem totuși să ridicăm un pic mai sus. Adică vrem să mergem pe partea asta de burger, pe tot ce înseamnă carne la grill. Nu o să ținem 100%, că dacă nu vedem că e nevoie și de supe, o să introducem și supe. Însă vrem să rămânem pe partea asta. Și suntem siguri că atingem nu doar tinerii, ci și cei de vârsta a doua. Pentru că e gustos și după ce ai dat o dată de gustul ăla de carne bine prăjită, pe grill și nu cu amenajul. Așa aveți o exprimare a feței, deja mi-e foame. Deci gustos, carnea aia care... Mamă, uite aici e carnea aia. Vă mulțumesc, vă las să vă... Opa, scuză-mă Alex, să vă desfășurați activitatea. Daniel, te-ai pierdut sau te-ai descurcat? Că n-am văzut. Cred că m-am descurcat, nu știu, cum o să vedem pe filmare, eventual, poate... Nu tăiem nimic, asta o să fie surpriză. Asta să fie, nu o să fie prea bine. E un pic, pentru mine, domeniul este un pic mai ușor, pentru soția mea un pic mai complicat, că ea întotdeauna a fost foarte înclinată spre tot ce înseamnă salate, deci copii... Știai că filmăm, nu trebuia să aduci fanfara. Deci un pic prea mult, ai adus fanfara, dar, să avem un fond muzical. Știu, dar eu tot timpul sunt urmărit și atunci când știu că eu am un eveniment, atunci o zis să-mi creze. Și covor roșu de afară tot pentru asta. Serios? N-am știut de ce... interesant. Mai venim atunci. Da, sigur, da. Bun. Unde vedem finalul? Când se întâmplă? Uite aici. Asta vă spuneam. Eu am mâncat acest produs, dar la tavă, că am preferat, din motivele pe care vi le-am expus, să îl mănânc la tavă. Bine? Știi, se vorbește la nivel mondial foarte mult despre risipă și se aruncă foarte multă mâncare. Se dau și s-au dat legi în această privință, pentru că, din păcate, cu mâncarea pe care noi o aruncăm, s-ar putea hrăni foarte, foarte multă lume. Sigur, de aceea, cei care lucrează în această zonă a fast food-ului lucrează cu produse foarte proaspete și încearcă să nu arunce nimic, adică să prepare exact ceea ce trebuie peste oră, în decurs de 2-3 ore sau cel mult pentru ziua respectivă. Sigur, dacă ar lipsi cartofii pai, ar lipsi esența vieții la români. Da, pot să întorc eu ăsta sau se întâmplă ceva? Nu se întâmplă, okay, cred că okay. E ok, da? Pică imediat dacă... Ce? Sare singur. Deci cam așa ai mâncat atunci și da. Ai încercat ceva deci nou. Deci acesta e acesta, da? Da. Da. Este varianta la baton, asta este varianta la farfurie, mai ușor, adică să vii îmbrăcat la patoarce și să mergi nemurdărit cu sosuri, e varianta cea mai bună. Mergi măcar la două ace, să mergi măcar la două ace, dar sătul. Doamna, ce prefară aici? Ce avem aici? Aici avem un burger Most Wanted, care conține sos picant, rucola, ceapă, castraveți proaspeți și o roșie. Aici este burgerul VIP, are sos barbecue, castraveți murați, roșie, carne, vită premium, 180 de grame, brânză cheddar și felie de bacon. 180 de grame, adică nu 182, e clar. Vă mulțumesc, succes! Da. Pune-l tău pe tava mare, acum ne-am prostit, sigur, am mai și glumit, dar am gătit pe bune. Eu o să-mi dezbrac de hainele de bucătărie, nu prea îmi stă bine, cu toate că mă pricep și eu așa la câteva lucruri, până i-am predat soției acest domeniu gastronomic. Eu mi-am făcut cafeaua așa cum știu eu, pe Daniel l-am lăsat să-și facă singur cafeaua, dar am chemat un specialist, Cătălin, salut! Ne faci o cafea așa ca lumea, să se vadă cum facă, pentru că noi am făcut emisiune, nu cafea, da?
Da, o să vă... Cât de important este cafea în viața omului? Eu zic că cea mai importantă. Nici o dimineață nu trebuie să înceapă fără o cafea. Deci o zi bună la un ziarist începe cu o pauză de cafea. Acum noi am început și cu o pauză de burger, dar hai să vedem cum face un profesionist o cafea. Haideți să vedem. De exemplu, eu beau cafea Nes, eu sunt cu Nesuc, foarte puțină lume bea Nes la noi. Dacă ai pus un pic mai mult Nes, nu e bună. Aici cum e cu cafea? Da, bineînțeles, contează în primul rând cantitatea de cafea care este în portafiltru, felul în care o tampez. Bineînțeles, foarte important este și echipamentul. Aici avem un echipament foarte bun, deoarece menține o stabilitate a apei pe tot traseul. Are omul vreo importanță? Totul face aparatul? Și mâna omului este foarte importantă, cât și aparatul. Este, să zic așa, un cumul de factori. Oamenii investesc tot mai mult pentru a face o cafea care totuși nu costă mult, adică ți-o permiți în fiecare zi, o dată de două ori sau de trei ori. Și totuși cercetarea în acest domeniu continuă, oamenii încearcă să facă în diverse feluri, forme, cu modele, o cafea. Da, cred că ne place să fim și niște mici cunoscători în orice domeniu și de asta cred că tot mai multă lume își face cafeaua acasă și să-și facă o cafea bună, bineînțeles. Sunt oameni care n-ar putea trăi fără cafea? Cu siguranță. Deci e foarte importantă, e vitală. Foarte. Da. Aici am făcut în primul rând două shoturi de espresso. Eu mă dezbrac de hainele și un pic de lapte. Da, cafeaua cu lapte, sigur, unii beau cafea fără lapte, alții cafea cu lapte. Se spune că în whisky să nu spui niciodată apă, adică gheață, pentru că atunci nu mai este băutură. Spun unii același lucru și despre cafea. Cum e, până la urmă, după gust, nu? Nu după o anumită rețetă, cu sau fără lapte? Cea mai bună cafea este acea care îți place ție, indiferent că e cu lapte sau fără. Ce se mai poate pune într-o cafea? Mai îmi pun ciocolată. Eu recomand cafeaua să se consume pură, da. Fie cu lapte, fie fără alte adausuri. Dar din nou, gusturile oamenilor diferă. Inclusiv fără zahăr o recomand să se consume, dar din nou este o chestie de gusturi în primul rând. De unde vine cafeaua asta? Avem o cafea din Guatemala, astăzi proaspăt prăjită. Da, chiar toate sunt proaspete, adică dacă o cumpăr peste un an, toate sunt proaspete. Roșiile sunt proaspete, carnea e proaspătă. Cafeaua, poate fi cafea veche? În magazine, da. Mamă, ce miros are! După miros chiar te crede. Aproape. Opa. Bun. Daniel, ziceam că toate sunt proaspete, cafeaua e proaspătă, roșiile proaspete, carnea proaspătă, chiar toate sunt proaspete. Cu congelatele cum e? Că iar e o poveste. Știi ce nu înțeleg? Se duce omul undeva și dacă mănâncă pe grill, pe grătar, și doamne, nu e chiar făcută. Să ne înțelegem, una e în baia de ulei, unde intră uleiul și o umplă, pe grătar, părerea mea că nu știu, câtva la sută trebuie să fie un pic în sânge, că ăsta e grătarul până la urmă. Că dacă e în mijloc făcută, la suprafață e scoarță. Da, legat de mijloc sau în afară, putem să avem păreri despre vită, despre porpoia aia trebuie făcută. Dar ce nu înțeleg eu, sau să-mi fie cu iertare pentru clienții noștri iubiți sau alții, vin să comande burger de vită. Adică imnul României este. Da. Deci, e după meciul de ieri, am pierdut ieri parcă. Nu știu. Adică cântă, știi ce e interesant pe Facebook? Mă uit, nu știu că e meci. Ah, victorie, victorie. Și a doua zi, dar de ce zicem dinainte victorie, știi? Asta e un din pozitiv că nu trebuie. Da. Legat de vită, când ceri un burger de vită, când spui prăjește-mi-l bine, l-ai stricat aproape din prima.
Pentru că carne de vită, dacă o prăjești bine și tare, nu e ok. Da, pe grill când se prăjește carnea, carne de porc o facem bine. Carne de pui, nu ne jucăm, o prăjim bine. La carne de vită, în schimb, eu încerc să le spun clienților, lasă-mă să-l fac cum cred eu că trebuie și numai cum cred. Cum spun alții mult mai deștepți decât mine în domeniu și mai vizați, că eu nu-s bucătar, mie nu îmi place să gătesc, dar nu. Am învățat unele lucruri, mai învăț, ne perfecționăm, dar nu-s de acord, ei vor făcută bine. Acum, legat de întrebare cu grillul, da, când pe grătar, când se prăjește pe grătar, într-adevăr e altceva. Ce se mănâncă în alte părți, se aruncă chifteaua direct în baie de ulei, ți-o prăjește, e clar că nu vezi nimic înăuntru, sânge sau ceva, că nu-i combinația chiar. La noi carne 100%, cu siguranță o să vezi poate câte o dungă în carne de vită mai roșie, mai roze, dar dacă omul s-ar educa și în privința asta, ar vedea că suculența și carnea de vită mai în sânge, dar nu foarte, ca să nu sărim din prima așa, e mult, mult, mult mai bună și la gust. Da. Alex, te rog să guști cafeaua, să dăm și verdictul aici, să vedem dacă... Cafea... Poftim, Alex. Ce părere are? Bineînțeles, este fără zahăr. Dar să știi că are un gust foarte, foarte bun. Un gust fin, așa, foarte spumos. Îmi place, să știi. Deși nu-s adeptul cafelei fără zahăr, dar de data asta, nașul, să știi că m-a cucerit această cafea. Felicitări, țin să spun. La fel ca și pe burger și pe celelalte produse, am ales și o cafea de specialitate și Cătălin, în sensul ăsta, ne-a ajutat foarte mult să ne perfecționăm. Suntem, pe domeniul ăsta suntem parteneri și mă bucur foarte mult să avem parteneri care pun accent foarte, foarte mult pe calitate, iar cafeaua ce noi o dăm, din punctul nostru de vedere, este cea mai bună cafea din mall. O să întreb ceva. Când mâncăm? Aici am pregătit ăla, mai fac și crescă și mai fac un de vită. Așa să faci ce poza aici? Ia, Alex, hai! Cum să ne placă lui Alex? Nașul, ți-am luat locul acum, așa-i? Da. Pentru câteva clipite. Am pregătit și un steak de vită, între timp, așa, ca să puteți să faceți diferența între steak-ul de pui și de vită. O să punem numai batonul un pic la... De obicei, lumea, ce-ți preferă așa mai mult, cel de pui sau cel de vită? Pui vinde cel mai mult, dar nu neapărat steak. Pe general, avem mai multe produse de pui, începând de la crispy, burgerul de pui sau pieptul de pui la grătar. Deci pui se vinde cel mai bine, cumva e în top 3. Dar cei care îs gurmanzi, îi și vezi după cum arată, vită. Deci cumva numărul 2 vită. Deci v-ați zic că se mizează pe carne de pui, că nu îngrașă mai mult? Nu știu dacă neapărat. Nu? Probabil că, e așa, adică, adică cred că puțini sunt cei care consideră că mănâncă carne de pui, că nu îngrașă. Eu, probabil că asta e plăcerea lor, să mănânce pui. Nu știu, s-a obișnuit pui. Eu am văzut că în România, spre deosebire, ne-am fost plecat și în Spania un an de zile și am venit de acolo. Oamenii acolo mănâncă multă vită și sau în Londra sau... În schimb, la noi puiul predomină, așa-i? Porcul predomină, mulțumesc. Întotdeauna soția mea e lângă mie să mă ajute să nu se ardă, că eu mă iau cu vorba, că este defect profesional să vorbesc cam mult. Deci ăsta e steak-ul de vită, deci e magistral, e produsul meu preferat, e chiar produsul meu de suflet. Și o să-l degustăm împreună. O să lasez păcat că nu putem să le dăm și telespectatorilor mirosul, buchetul de miros ce aici, deci ceva de aici, nu, deja așa ne lasă gura apă. Ce spui, nașu? Nu mai avem ce comenta, niște experți, niște nu, jos pălăria. Să punem și niște cartofi. Da, pune și cartofii, se pare că ne apropiem așa spre final, să-i spunem platou, deci nu în platou arată, nu. O să punem aici, nici... aici avem transferul, noi cum pregătim produsele ca să nu până vine... Pentru noi pui așa mulți cartofi sau de obicei? De obicei, deci noi aici dacă cântărim, acolo avem 130 grame, aici ușor avem un pic mai mulți, dar de obicei noi suntem foarte generoși cu treaba asta, cu cartofii și da, cred că e ok. Să fim așa. Deci avem steak de vită, VIP-ul care e carne de vită pură, sare, piper și steak-ul de pui. Și cred că o să punem și un produs cu crispy, tot la farfurie, ca să se poată mânca frumos cu cuțitul, pentru cei care nu vor să murdărească.
Și cam atâtea. Dacă ar fi să vorbim despre toate produsele, o să ne ia cam mult, așa că probabil cu alte ocazii. Vă mulțumim că ați venit la noi și vă urăm poftă bună! Bun, a fost minunat. Stai să și gustăm, că pe urmă o să ne pronunțăm. Punem cafeaua asta scumpă, nu-i pentru ziariștii, prea scumpă, dar e foarte bună. Sigur, iată, am lămurit câteva lucruri, spun eu, despre carnea congelată sau proaspătă, despre legumele congelate sau proaspete, despre mitul prăjelilor. Am atins câteva aspecte despre care, sigur, putem încă să avem anumite semne de întrebare, dar dacă mai punem și o cafea bună și un suc natural, e produs aici sucul ăsta sau cum e? Produce noi, limonadă, dar poate aici soția mea vorbim mult mai bine, că e inclinată. Da. Iar dacă... Haideți, doamnă, să ne ziceți ce... După e, nu-i suc, pentru, nu-i suc pentru copii, așa-i? Nu. Cum să nu? Ideal pentru copii, vitamina C, da? Sigur. E limonadă cu mentă. Atât, ușor. Da. Asezonată cu apă, dar fără nimic, fără helas, fără... Copiii noștri o adoră. Ce-i drept că le mai pun miere. Totuși trebuie să ținem cont că le place dulcele, dar nici eu n-aș fi crezut că o să bea limonadă vreodată. Da, Daniel, îți mulțumim, vă mulțumim, le mulțumim și angajaților și colaboratorilor și domnului Cătălin cu cafeaua. Un lucru minunat îl faceți aici, ați văzut povestea unui om, o poveste extraordinară, a trecut de la altar, a fost pastor, a trecut la burger, a trecut la cartofi pai. Atunci când faci cu credință, poți să faci absolut orice și atunci când faci lucrurile bine, nu contează ceea ce faci. Vă mulțumim, mulțumim Burger Box de la Vivo Baia Mare pentru că a găzduit această emisiune. Doamnelor și domnilor, aceasta n-a fost o emisiune, a fost Țara Mea. Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show!